Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi voi face un video dintr-o locație extraordinar de frumoasă în județul Bihor. O locație care chiar vă invit în momentul în care vă aflați în zonă să o vizitați. E ceva frumos, o să vedeți în acest video. Mă aflu chiar la intrare. Huta Slavia se numește locația. Prima și chiar cea mai spectaculoasă zonă care mi-a atras atenția și chiar la intrare e această cascadă frumos amenajată. E un loc extraordinar pentru a petrece timp în natură. Foarte frumos, foarte frumos făcut. Hai să vedem cine mai rezervă locul. Bineînțeles, terase cu tot ce trebuie. Și ce mi-a tras atenția în mod deosebit, stilul tradițional. Așa că aici coborâm la un lac. Și mi-a tras atenția aici gărdulețele astea făcute, niște bazine făcute speciale cu... A, uite ce fain pește aici, domnule, uite ce frumos și sunt ăștia. Păstre. Foarte fain. Uite, acolo văd parcă și un sturion, da? Acolo pe fund. Hai să vedem, mai sunt încă două astfel de bazine. La fel și aici, cu pești. Îmi face unul mai mare. Hai să vedem aici o căsuță specială
Se pare că era o more, more veche, din câte se pare. Nu știu exact dacă nu ceva presă de ulei, ma cei care vă pricepeți mai bine, probabil ați putea să știți exact ce să stea, dar păstrate foarte, foarte bine. S-ar putea să fie ceva mori. Da, e o răcoare aici înăuntru. Ieșim și mergem un pic înspre lac. Foarte frumos. Cred că ne așteaptă aici ceva gâște. Ce să stea gâște, așa? Ce fac fetele? Fac baie? Cam leneșe la ora asta. Ia uite acolo în partea cealaltă să văd ceva rățuște, lișițe. Hai să aruncăm prima dată o privire aici la moară, o moară pe apă. Moră veche. Și uite și vântoare. Foarte frumos. Ia să aruncăm o privire mai de aproape. Ceva frumos. Și tot aici în zonă ceva foarte, foarte frumos păstrat, uite, o pălincie. O pălincie care de departe mi-a atras atenția. Și lângă ea un muzeu. Lucruri tradiționale care le vedem peste tot aici în zonă. Ia uite că și o rățușcă vine aici către noi. Ia, dar asta cum înotă pe lateral? Ia uite. Ia uite la ea cum înotă asta. O vedere și din partea aceasta lacului, unde se pot face, văd că, plimbări cu bărcuța. De jur împrejurul lacului
de asemenea plimbări în natură. Umbră, chiar umbră multă. Aici au un cadru de poză, deasupra lacului. Ia uite ce fain. Sper că v-a plăcut această plimbare în acest loc frumos, un loc cu origini slovace, aici în județul Bihor. Până la un nou video, toate cele bune!